În Siria, în cutremurele recente, cel puțin 2000 de persoane au fost ucise și alte aproximativ 3500 rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Siria și Organizației de Salvare a Căștilor Albe. Situația din Siria era și înainte de cutremur extrem de dificilă. Acum situația este absolut disperată într-o țară aflată deja în colaps, în care 300.000 de persoane au rămas fără locuință. Condițiile meteorologice de iarnă și în anumite locuri zăpada căzută din regiunea devastată au agravat situația oamenilor răniți și fără adăpost în urma cutremurului. Clădirile doborâte și drumurile distruse au împiedicat eforturile de a găsi supraviețuitori și de a obține ajutor crucial în zonele afectate. Organizația creștină Help the Persecuted furnizează provizii de bază celor devastați de acest dezastru din orașul Alep prin intermediul bisericilor de la fața locului, în orașul unde au fost deja pierdute sute de vieți. Budismul și hinduismul sunt cele mai răspândite religii în Laos, practicate de 96% din populație. Catolicii și protestanții reprezintă aproximativ 2% din populație. Deși guvernul interzice străinilor să facă prozelitism, unii străini, rezidenți implicați în afaceri private sau organizații neguvernamentale, se angajează în ascuns în activități religioase. Organizația creștină Open Doors are un program de alfabetizare, iar cursanții sunt ajutați să citească Biblia. Kamsai a participat la cursul de alfabetizare organizate de Open Doors, iar acum că poate citi Biblia, a fost încurajat în credința sa, pe care dorește să o împărtășească și altora. Dar nu este ușor. Kamsai și soția lui Mali au fost atacați de propria lor familie și de comunitatea lor rurală, care urmează tradițiile și superstițiile locale. El povestește pentru GNA că părinții lui au fost foarte supărați când au aflat că s-a convertit, deoarece ei sunt adjuncții conducătorului satului lor. Familia și sătenii lui au considerat că este o trădare a modului lor de viață. Comunitățile încearcă să-i forțeze pe creștini să-și abandoneze credința sau chiar să-i alunge pentru a evita mânia spiritelor care protejează acele comunități conduse de superstiții. Acum, când se împlinește un an de la începutul războiului, realitatea din Ucraina de a trăi cu războiul în preajmă presupune să trăiești fără electricitate, încălzire sau apă în apartament. Exploziile constante au obligat multe familii din orașul Toretsk, din estul Ucrainei, să se adăpostească la subsol. Membrii echipei Mercy Project au vorbit cu un tată și un băiat care trăiau în subsol și care au continuat să urmeze cursurile online în timp ce în apropiere se auzeau bombardamentele. Adolescentul Mikita a vorbit cu membrul echipei, Andri, în timp ce participa la cursurile de la școală online. El a spus că îi este dor de timpul când era pace și putea să se întâlnească cu prietenii lui. Rugăciunea lui este ca într-o zi războiul să se termine. Visul lui este să se întoarcă într-o zi la casa lui și să se bucure din nou să fie în aer liber. Când acest băiat a fost recrutat ca prezentator de radio pentru Partidul Comunist din Mongolia, nu avea idee că Dumnezeu va folosi această experiență pentru a ajunge la națiunea sa cu vestea bună a lui Iisus Hristos, atunci când mai târziu a înființat postul de radio creștin FEBC Mongolia. Batiar Galtuf și Sender ne împărtășește povestea sa remarcabilă despre modul în care această lucrare de radio nu numai că atinge nenumărate vieți, ci le permite mongolilor să se închine lui Dumnezeu în limba lor maternă. Odată cu căderea comunismului în 1990, primii misionari au putut veni. Au venit ca profesori de engleză. Batiar Gal a urmat unul dintre acele cursuri unde a auzit despre Iisus Hristos pentru prima dată și a crezut. După ce a devenit creștin, a simțit că Dumnezeu va folosi exact aceeași pregătire pe care a primit-o de la comuniști pentru a predica vestea bună folosind transmisiile radio din Mongolia. Și așa s-a născut FEBC Mongolia, care emite de aproape 20 de ani. Dumnezeu a făcut lucruri minunate în națiunea mongolă. Acum există 10.000 de creștini în Mongolia care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos.